Patrice. Mamă, a trimis deja poliția. De unde? Salut și mi-am regăsit la un nou episod din Need for Speed Heat. Sunt aici cu minunata noastră mașină BMW-ul din BMW M3 GTR din Most Wanted 2005. E puțin din carbon la început. Oricum contează, nu asta e important. Hai să facem XP ca să deblocăm mai multe mașini și... cum mă gândeam, poate să iau un Ferrari, că n-au până acum sau un McLaren. Nu știu voi ce ziceți. Și mi-a dat like, share, subscribe, chestii de gen, nu uitați și comentariu cu ce vreți să ne mai jucăm, să mai vedeți pe canal și chestii de gen. Și voi, de-astea. Am văzut, probabil am văzut ce am avut o sugestie, nu mai știu, cu tot un joc de ăsta cu curse. Nu mai știu cum se numea, era cea gen de la mai... genul de ăsta de gen street racing, cum e Need for Speed, era de la mai... pe genul Gran Turismo, din ce am văzut. Părea interesant, probabil o să încerc și pe ăla, la un moment dat. Da, și să vedem ce iese azi, că vreau să facem XP, să mai deblocăm alte mașini, cursa aia cu Dexter, care încă în, care trebuie level 40 pentru ea. Ah, da, îmi place mașina asta, că uite ce bine se conduce mașina asta, e așa. Încă aștept sugestii în continuare, am văzut că cel puțin ultimele două episoade din, sau cel puțin pe momentul ăsta, episodul 3 din 7 Days to Die, nu prea, nu știu, nu prea adunat așa vizualizări, like-uri, de-astea, știți? O, oh, ce face aici? Că prima episodă chiar a explodat din 7 Days to Die, dar restul nu știu. Sper să continuăm seria, că chiar îmi place jocul ăla, pe și îmi place și jocul ăsta și am și la sugestii. Adică știu că vouă vă place Minecraft-ul, că la not chiar era mai erați voi mai activi, eu aștept să fiți mai activi o comunitate ca să facem și chestii gen live-uri și alte de-astea. Și poate să fac și un server Discord la un moment dat, dar aștept să fie, nu știu, comunitatea puțin mai activă aici pe canal. Uite că scăpăm și noi de ăsta de poliție. Am făcut hit level 2. Nu o fac pe aia, uite, fac pe asta de... unde e? Asta de aici. Nu. Uite asta că e nouă și vedeți și mult XP. O să mă teleportez undeva în zonă, e vreun... cred că este puțin. Ca să mă teleportez sau nu pot da fast travel acum în timpul zilei, în timpul nopții, nu pot da fast travel, mă da, uite, acum pot. Care cea mai, cred că asta ar fi cea mai apropiată. Sau nu pot, aparent, în timpul nopții nu merge să dau fast travel. Păcat. Așa, hai să vedem ce mai facem episod. De azi, deci în continuare ai sugestii în comentarii, chestii ce o place la serie, ce așa. Chiar aș vrea să strâng, nu știu, să strâng o comunitate aici pe canal, să avem și noi o comunitate noastră. Deci facem aici drift. Băi, deci mașina asta chiar îmi place cum se conduce, că chiar e bună. Dacă, de exemplu, mie nu prea îmi plac BMW-urile, că parcă trag așa spre cocalari și bombardier, că în general persoanele de la volan sunt persoane de genul, din ce am văzut, de la volanul unui BMW. Dar dacă aș fi să am un BMW-ur, ar fi unul de la vechi, din clasic, mașina de aia clasică, care deja se încadrează la mașini de epocă. La fel și, sau unde ăsta, cum se cheamă, sau un BMW M3 GTR ăsta din 2006, cum e ăsta care îl conducem acum. Pentru că e des... nu știu, e că mașina se spune mișto. Este deja o mașină de-a clasică, deja.
Adică are aproape 20 de ani mașina asta. Ups, am greșit drumul. Am virat prea devreme. Da. Bă, eu sper să vă placă în continuare astea. Ce facem noi aici pe canal, da? Hai! Încerc să lucrez cât mai mult să fie... să nu vă plictisească videoclipurile, încerc să le fac cât mai atractive pentru voi. Gen, nu știu, partea de editare, vezi, am pus intro, tranzițiile, tai părțile mai plictisitoare ca să nu vă pierzi, să nu vă pierzi timpul. Bine, încerc să îmbunătățesc conținutul. Am ce se face pe YouTube, nu știu, așa a spus Mr. Beast cel puțin. Cel mereu. Cred că îmbunătățesc mereu. Încerc să faci cât mai bine. Adică nu perfect, că nu o să faci niciodată. Nimeni, nici nimic nu e perfect, dar nu o să poți. Hai, dă skip peste ăsta. Mamă, ce e aici? Pătrește... Mamă, a deja poliția! De unde? Pe bune... Păi ăștia alați nu-i vedeți. Dă-te la o parte. Era să scap, dar a intrat ăla în fața mea. Dă-te-l în fața mea, dați-vă toți la o parte. Bă, ce e asta? Dați-o la o parte. Nu, n-aveți voie. Poftim? Oh, nu. E nașpa că nu vreau să pierd din nou, să mă prindă poliția, cum am pățit la trecută. Știți voi că așa am pățit ultima dată, parcă, sau acum două episoade, nu mai știți minte. Că în ce episod s-a întâmplat chestia asta, dar... Cam asta e situația. Dați-o la parte, la parte, la parte. N-auzi claxonul meu? Dar ce mașină are ăla în față? Ferrari? Sau nu, e de la Lamborghini? Parcă așa arată. Hai să vreau să fac neapărat. Se cheamă Dani. Ne facem cursă împotriva lui Dani. De mai că vinietă. Cred că e vinietă de aia ca la mașină. Trebuie să plătești din o vinietă. Ți apare numele acolo. O să ascund asta aici, cromatic. E grand body. Nu. Nu. De ce se tot apare asta? Da, nu apare. Vrem să facem poza asta. Bă, ce urât e asta. Bă, arată skin ca al meu. Pe bune. Mi-era de la acolo că scrie numele Dani ăsta. Facem așa. Ok, zic că e de ajuns. Întoarcem la cursă. Hai că am scăpat și de poliție. Suntem și pe primul loc acum, ceea ce e bine. Bă, mi-mi place mașina asta. Poți să faci virajele astea gen prin derapaje slash drifturi.
cât mai ușor, adică comparativ cu alte mașini care le-am avut, adică se fac smooth, așa, nu știu, clean, totul e gen satisfăcător cum le faci mașina asta. Și normal că trebuia să-mi apară o ambulanță în față, pentru că nu se putea fără ambulanță. Dă-te, nu vezi că merg cu BMW-ul pe aici. E că și ăla avea BMW, e că e cam dubioasă chestia asta, dar BMW-ul e tunat, așa că nu e mai bun. Uite ce drift-uri fac cu mașina asta. Asta chiar le face bine mașina asta, n-am ce să zic. Ne să băgăm și noi de asta nitro. Ca să putem ocoli. Ok. Dată la o parte. Ce-mi roază ăștia pe aici. Da, și am zis pe acolo, like, comentarii, chestii de genul. Mamă, ce... Cream că ne oprim acolo, în cauza lui ăla. Hai, hai, bagă viteză. Asta. Hit level 3. Acum trebuie că am deblocat cursele astea, eventurile astea, dar îmi dă și destul de mulți bani și destul de multă reputație, dar sunt grele, adică între mașina mai puternică pentru astea. Deși hit 5, ce naiba hit 5, cum adică? Ce poliție e în spate după noi? Eu mă duc la un garaj. Care e cea mai apropiat garaj de aici? De unde a apărut ăsta aici? Pe bune, deci a apărut așa din nicăieri. Și cum se ține la așa după mine, la 200 și la oră? Hai, acolo în partea asta acum. Ia uite și pe ăsta. Bă, și mi se strica mașina rău. Ok, mai am două ore, pot să ne repar de două ori mașina, nu contează. Hai, bagă viteză. Pe tine te enervează, pe mine și pe mine mă enervează. Hai! Bagă viteză, că iarăși să pierdem. Păi, și ceva trebuie să găsim repu de un de ăsta, cum se cheamă. Să mergem, uite, încercăm să ajungem aici. La ăsta al nostru, la garaj. Hai că încerc să-i fentez, așa. Îmi pare să le ușor să-i fentezi, hai. Bune, sublime, de astea faceți. Nu, a, sau
Nu contează. Cum? Deci cum mă găsiți? Hai. Hai, am scăpat. Hai. Hai la garaj mai repede. La garaj. Hai. Nu te oprind de astea. Intră. Doamne, mi-am scăpat la hit 4. Te-am cumpărat și bani, reputație. Și ori 4, ia uite că iată, am putut 33 de la 31. Uite, Ferrari, te-ți luăm aproape un Ferrari sau un Porsche nou. Lamborghini, am avut un Lamborghini ăla Huracane. Dar parcă nu-mi vine. Să mai luăm altul. Îmi filmez de 15 minute. Hai să mai băgăm, nu știu, uite, avem niște curse de astea noaptea. Bă, dar am scăpat la limită mai devreme. Vedem ce curse mai avem pe... Asta... Da, am prânat așa multă reputație. Cât ar fi asta de aici, de ce am dat așa multă... Asta e destul de... De fast travel bun acolo, că dacă mai putem, că avem hit 0. Că merge. Nu pe aici. Nu putem trece pe acolo. Eu spuneam că putem să trecem pe acolo. Dă-i colect la asta. Dacă tot suntem acolo. Hai să ocolim atunci. Te luăm pe aici. Drifturi. Poate de viitoare luăm o altă mașină. Că-mi place asta, dar parcă vreau să ne facem și cu alte mașini. Curse. Asta e 300, deci ar putea să fie puțin cam grea, că noi suntem puțin peste 300. Hai. Așa, hai să băgăm. Deci ăsta e tot circuit, nu? Da, e circuit. Chiar ne concurăm împotriva la ăștia, la Chicago, Teitei și Mateo. A, și Andy Larkin, normal, că nu se putea fără Andy Larkin, nu știu. Ok. Am băgat viteză, am dat 300 și ceva la oră. Nu, am pierdut viteză. E și mașina aia de prin față, Porsche? Sau ce? Ok. BMW M3. Păi deja am mai pierdut. Dar ce caută mereu poliția aici în parcarea asta? Da? Păi oricum nu mă urmărești. Și că don't make me chase. Du-te la o parte! What the fuck?
Nu poți să dea și la o parte din drum. Oh, bă, dar nu înțelegi cum e vine drumul ăsta, cine a avut ideea să facă viaductul ăsta așa aici. Adică îți dai seama că e făcut pentru curse, dar în viața reală n-ar avea sens să fie făcut așa un drum. Cum e ăsta aici. Hai să luăm pe ăla din față, ăla e aproape. Mai e și poliția în față, nu? Că nu se putea fără poliție în față. Bă, dar la cum am așa de departe? Bă, de la o parte, what the fuck? Da, sigur, că n-am văzut ceva de făcut. Dar pe primul loc, de ce nu luați? Uite-l în față, luați-l și pe el, nu putea pe mine. Eu am scăpat oricum că v-ați luat de aia din spate. Dar pat din față ce nu vă luați? A trecut înaintea mea de... Pe bune, dar de unde apar mașinile astea? Și ambulanța aia stă așa în mijlocul drumului, what the fuck? Hai la altă cursă. A rămas fără curse în joc. Uite mai e asta aici. Scuze că am lovit microfonul. Mergem direct la aia. Sper că data viitoare cumpărăm și noi o mașină. Exact. Da, nu e chiar așa. Eu sunt noroc, nu fi noroc. Și te știu eu să conduc și voi nu. Hai toată faza. Ok. Hai la o parte. Dați-o la parte. A, asta e ce? Bă, deci, pe, în oraș sunt șoseaua e goală. Dacă ajung la înapoi pe unde eram, e plină. Gen, în afara orașului. Adică o să mai filmăm cursa asta și pe o să opresc și revenim după. Probabil în episodul următor o să fac curse în timpul zilei. Hai de peste. Hai. Iarăși ăștia. Bă, ăla din față are McLaren sau ce are ăla de pe primul loc? Așa pare mașina aia. Bă, dați-vă la... Bă, dar ce mă enervează ăștia, că se bagă așa iurea peste mine. NPC-urile astea sunt ceva, nici pe respect, sunt next level. Bă, ăștia se opresc așa în mijlocul drumului, care-i faza cu ei? Da, nu scap? Uite acum, ia să vezi cum scap de tine. Ia uite cum scap. Bam, a scăpat. Dă-te la o parte.
La o parte... Bă, și tu, am de după de fură copii. What the fuck? Când a apărut aici? Nu știu care e faza cu mașina să se opresc în mijlocul intersecției. Le moare motorul în intersecție sau care e faza? Cu asta nu înțeleg. Hit level 3, ăștia nu mai văd. Ia... Nici nu e apropiată de asta. De ce mi apare și mie? Trebuie să fie unul de ăsta pe aici undeva. Uite, pe aici trebuie să fie, dar nu mi apare. Ce mi apare alea? Că trebuie să... Stai. Unde sunt safe house? Uite ce un safe house. Dar e poliția în fața aia, mă enervează. Care mai și vine în partea asta. Ok, nu mă urmăresc ăștia, dar trebuie să... Am grijă să mă vadă poliția. Bă, sunt peste tot polițiștii ăștia. Ce mă enervează. Ok, hai că am rezolvat. Ia uite. Acum să vedem. 32 ori 3. Acum nu mai am 4. Exact. Am pus level din nou. Dar n-am deblocat nimic. Din câte știu. Nu. Între level 4 și 3. Aici 39 de-abia. Aici am deblocat pe toate. Aici 39. La anvelope 35. Nu mai am mult până acolo, ce-i drept. 39. Amelit Plus ăsta cel mai bun. Restul să mai... Nu mai am ce să deblochez acolo. Aici mai explică ceva? Nu. Aici mai sunt niște chestii extra care nu mă avantajează cu nimic, dar lăsăm așa. Da, deci cam atât a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și ne revedem data viitoare într-un alt nominat episod din Need for Speed Heat. Și nu uitați să stați pe... nu să lăsați un comentariu despre ce joc vreți să mai facem, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce despre episod, serie, canal, chestii de genul. Și salut!